Deșteptarea. Ia. Am pățit-o acum câțiva ani, mi s-a spart o țeavă. Așa. Și am chemat instalatorul și după ce a terminat treaba, pe zi, robinetul de apă caldă venea apă rece și invers, știi? Apa rece curgea în loc de apa caldă. A fost foarte simplă rezolvarea. Era o rezolvare logică. Tu ai rezolvat-o? Prin telefon, știi, da? Am sunat să le întreb de ce se întâmplă asta. Zic că nu e nicio problemă. Probabil s-au pus să le anix furtunașele alea, știi, prin care trece apa. Schimbați și dumneavoastră robineții. Puneți-l pe cel de apă rece la apă caldă și apă caldă la apă rece. Ce puteai să-i mai spui? Da, așa am făcut. Și ți-ai făcut singur treaba asta? Așa, a rămas problema e că și în vasul de toaletă tot apă caldă curgește. Acolo a fost mai complicat. A fost nevoie de prezența lui să rezolve problema. Dar cum ți-ai dat seama? Ia gândește-te tu, Cătălin. Cum îți dai seama că în vasul de toaletă curge apă caldă? Ieșeau aburi așa. Ieșeau aburi. Auzi, dar nu ținea cald la șale când te așezai? Nu, dar mi-a murit pe peștișorul auriu de Da, băi, știi că se întâmplă în multe locuri, da. Am și eu prieten care mi-au spus că le-au făcut tot felul de nefăcute. Se mai întâmplă. Acum, cum era? Cine nu muncește, nu greșește. Da. Nu? Deci, cine va muncit aici, domnul Radu? Păi, nu mai țin minte cum îl chema, dar cred că mai am numărul lui de telefon. Cine v-a făcut asta? Eu am avut un electrician care a plecat, știi? A adus lucrarea până la un punct, a și luat o grămadă de bani. A furat curentul și a plecat. Nu, și a lăsat așa. Și când se fac legăturile la cabluri, mă rog, să finalizeze toată treaba, acolo a dispărut, nu l-a mai găsit. Și a venit al doilea electrician care a rezolvat toată situația și cineva a lucrat aici, domnul Striblea. Dacă știu eu. Da, nu, dar asta este fraza lor preferată. Da, nu știu dacă ai observat. Poți să chem tu firma firmelor. Dacă vine altcineva să vadă ce au făcut ăia de dinainte, spune așa, cineva a lucrat aici, domnul. Haideți deja ți-au scos 50 de lei din buzunar. Asta nu e pentru... Aoleu, da, mamă, dar ce prostie. Și de multe ori s-ar putea să fie așa, că meseria și bânca îmi pleacă. Da, dar nu-i mai crezi. Nu-i mai crezi? La fel, Petrică și lupul? Și la mașină la fel, nu știu dacă ai observat. Dacă te joci un service de cartier, știi? Ai o lucrare de făcut. Da. Nu știu, schimbi uleiul, schimbi filtre și la următoarea intervenție te duci la alt servis pentru aceeași lucrare. Cineva. Inevitabil, cineva nu va strâns bușonul bine. Aha. Uite, curge uleiul pe aici. Ce v-au pus filtrele astea de calitate inferioare, știi? Așa. V-ați zgârcit. Haideți să facem în felul următor. Dați-ne mesaje la 0728111222, deci 0728 3D1 3D2, și spuneți-ne când, cum și în ce condiții v-a făcut cineva o stricăciune din asta în casă. Adică trebuia să vă facă o lucrare la orice, la ceva, la mașină, la casă, la apartament, robineți, pereți, chestii din astea, dar a rasolit-o. Și numai că a rasolit-o, v-a dat viața peste cap. Am văzut eu pe Facebook, știi că sunt lustrele alea cu ventilator. Când pornești lumina, ar trebui să pornească ventilatorul, da? Da. Să se aprindă becul normal. Da. Ei, și după ce cineva instalase o astfel de lustră, se învârtea becul, nu ventilatorul. Cine zice? Ce zice? Pe un meseriaș l-am rechemat după 3 ani să schimbe aceeași broască de la o ușă interioară. Deci același om. Înțelegi? La 3 ani... Asta înseamnă fidelitate. Da. Deci omului a plăcut cum s-a făcut lucrarea și zice așa, ferească Dumnezeu ce ieșea pe gură, zice. Cine a putut face așa ceva? Va lua bani degeaba. Nesimțitul. Da, e vorba ce de mișto cine, e când se întâmplă treaba asta. Și tu ce poți să-i spui atunci? Păi, dumneata, nu înțeles. Da. Haideți la oficiile fitosanitare să vedeți muncă. Asta e pe bune, adică, cred că se muncește mult în țara asta, da. Puteți dezvolta subiectul, că nu înțelegem ce vreți să insinuați. Știu că a venit să un mesaj audio, îl putem asculta prin... S-a stricat la tine, stai să văd aici, dacă... Stai, că exact, cineva a lucrat aici, domnul Scriblea. Salut, băieți! Eu am dus mașina să mi-o repare și istețul ăla de mecanic a pus cheile pe parbriz și m-am trezit cu parbrizul spart. Valentin. Cum? Și nici nu e alergătură după parbrizul ăla. Nu de atât, dar mai trebuie să stai și câteva ore după aia să se lipească. Și Petreanu s-a suit într-un taxi și nu știu dacă nu mai e vreun taxi. Uite, săreau pietrele. Da, unde se urcă Vlad. În geamul cu pricina, da. Toate parbrizele să vină la mine, știi că era o vorbă. Spart. Eu sunt mecanic de utilaje și dacă vine cineva la mine și constat că utilajul a fost reparat așa de altcineva, nici nu iau lucrarea. Păi și deci pur și simplu refuz să lucrez după altul. Păi cum? Deci abonament la domnul mecanic. Îți iei utilajul,
cât ține utilajul, trebuie, ține și mecanicul. Trebuie același. Să-l cauți din prima, știi? Când ți-ai cumpărat utilajul, îi dai un telefon și zici: domnule, vă rog eu frumos să fiți dumneavoastră mecanic, dar nu-i stricată. Dar când s-o strica așa, peste 5 ani, da, am auzit că nu mai luați lucrări după ce a lucrat altul înainte aici. Bine, pe de-o parte înțeleg ce vrea să spună ascultătorul nostru, dar mai glumim și noi. Mergem mai departe cu un alt mesaj. Sunt Laura din Buzău, sunt singură și am rugat zugravii să-mi monteze un suport TV în perete. Unul din ei ținea TV-ul pe genunchi, cu ecranul pe genunchi, înțelegi, da? Și celălalt prindea suportul de TV. Când i-am dat drumul seara, avea ceva desen abstract pe ecran, într-un colț, știi? Că să strică pixelii aia. Doi genunchi. Doi genunchi, da. Ăsta a fost TV-ul meu, zice Laura, la revedere. Ce să vezi? Cine a lucrat aici, doamnă? Am plătit avans pentru un șifonier în luna octombrie 2020. În aprilie 2021 a venit meșterul cu o parte din el. Bravo. Cu o parte. O parte. Astăzi, 10 august, încă nu am ușile șifonierului, iar hainele stau pe un pat într-o cameră, o cameră pe care nu o folosesc momentan. V-a adus cei mai important, rafturile, știi? Adică putea să vină doar cu ușile. E open space. Da, gândiți-vă că venea. V-am adus ușile că au fost mai repede de făcut, au fost mai simplu, vi le las aici, venim noi cu rafturile mai târziu. Am dus mașina la electrician pentru că s-a blocat oglinda din partea șoferului. Nu a reușit să rezolve problema, mi-a scos opțiunea de rabatare, corect. Plus că acum nu mai merge clima, bagă rece pe dreapta, fierbinte de-a dreptul pe stânga. Mi-a luat 50 de lei și mi-a zis: nu știu ce are, domne. Sau domne. Da. Luana, ne pare rău, dar nu văd legătura dintre oglindă și climă, știi? Adică cum o fi reușit să strice și clima? E cum, ca avocatul ăla de la care porniserăm. S-a băgat cu tot un motor, a scos două furtunași și a băgat stânga, dreapta, dar ție cum ți-a pus apă caldă la WC-ul? La mine... da. La mine a venit un meseria să facă balustrada și a adus sculele, iar când am cerut o părere despre cum să vopsesc ușile interioare, a spus: ce prost a făcut ușile astea, și și-a bătut joc de material. I-am răspuns că taică-s-o, pentru că așa era, taică-s-o, făcuse. A spus ceva de genul: mă duc să cumpăr adeziv, și dus a fost. Nici măcar sculele nu și le-a mai luat nici în ziua de azi. Deci așa găsit el altele în altă parte. Deșteptarea